Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a transmis că în total România a stabilit obligații contractuale pentru 80 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 și a luat 35 de milioane de doze în valoare de 2,5 miliarde de lei, din care 10 milioane de doze au expirat și au fost distruse sau sunt în curs de distrugere. Discutăm mai multe pe acest subiect chiar cu Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Dacă se poate să clarificăm puțin, pentru că vedem situația dată de Procurorii Anticorupție în acel comunicat de presă în privința acestui dosar, am văzut așadar că inițial au fost contractate 37 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, iar ulterior au mai fost contractate alte 52 de milioane de doze de vaccin. Întrebarea, domnule ministru, este până la urmă câte milioane de doze de vaccin au fost contractate și ce înseamnă acest lucru în bani? Câte au fost achiziționate concret? Eu nu vreau să intrăm în dezbateri de genul ăsta. Am auzit și aseară tot felul de comentarii legate de declarațiile mele. În primul rând, trebuie să înțelegem că atunci când discutăm despre obligație contractuală, trebuie să ai și banii ca să plătești acele vaccinuri. Până în momentul de față, v-am spus, România au fost livrate 35 de milioane de doze de vaccin, din care au expirat 10. O parte dintre ele mai există, cele 35 de milioane, circa 2 milioane există în depozite și cealaltă, restul au fost administrate și au inclus și pierderile, pentru că discutăm de flacoane multidoză. În ceea ce privește valoarea totală a acestor contracte, în mod evident, valoarea totală depășește 1 miliard de euro, pentru că discutăm de 80 de milioane de doze în total. Eu v-am spus cât am plătit noi pentru cele 35 de milioane de doze care au fost aduse în România. Așadar, practic, țara noastră mai are de data aceasta diferență de bani. Există Exact, mai are de data această diferență de bani. Noi sigur că discutăm cu producătorii, cu Comisia Europeană, care a încheiat contractul de bază, dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au soluționat. Una dintre companii, compania Pfizer, a dat în urmă cu o săptămână sau 10 zile în judecată statul polonez pentru o situație similară, pe care să-și recupereze banii. Deci discutăm de sume extrem de mari pentru un produs pe care noi în momentul de față nu avem cum să-l folosim, pentru că nu există niciun fel de interes din partea populației. Și vă dați seama că să facem comandă pentru ceva care nu folosim nu este în regulă, cel puțin din punctul meu de vedere. În opinia dumneavoastră, mai există vreo șansă ca țara noastră să refuze plata acestor milioane de doze de vaccin, astfel încât să diminuăm din aceste pierderi? Îmi cer scuze, astea nu sunt informații sau subiecte pe care să le discutăm la emisiunile de știri. Astea fac obiectul unor contracte. Se negociază în cadrul acelor contracte și acelor clauze care există între comisie, statul membru și producător. O parte dintre ele sunt confidențiale, deci nu are niciun fel de rost să ne dăm cu părerea în emisiune de știri despre acest subiect. Bun. Există o negociere la nivelul Comisiei Europene pentru a face astfel încât să nu mai dăm totuși o parte din acești bani? Doamna, există negocieri cu fiecare stat membru. Exact asta v-am și spus, care are o astfel de problemă. Dar și negocierile astea au o anumită confidențialitate și anumită limită în ceea ce privește flexibilitatea producătorului. Sigur că acolo discutăm despre un interes comercial care în urmă există și nu e nefiresc să existe din partea celor care a încheiat aceste contracte. Nu am niciun fel de alt comentariu, iar diversele opinii pe care le aud în spațiu public referitoare la anchetă nu cred că sunt potrivite. Să lăsăm parchetul să-și facă treaba, ancheta să avanseze și să avem un rezultat care să poată fi public pentru și să informată populația așa cum trebuie. Spuneați că 10 milioane de doze au expirat, domnule ministru, exact. Și alte două se află în depozite. Bun, întrebarea este dacă cele 2 milioane care se află în depozite mai sunt folosite la noi în țară sau le puteți vinde altor state și... Nu există interes, îmi pare rău. Noi am încercat acest lucru, am vândut circa 7,5 milioane de doze, de fapt nici nu am mai adus în România, majoritatea au
pleca direct din depozitele din Belgia către state, alte state, Germania sau Ungaria. Asta s-a întâmplat în urmă cu aproape un an. Între timp am încercat să le și donăm unele dintre ele. Nu există interes nici pentru donare, nici pentru achiziționare. Mai ales că discutăm de o formulă a vaccinului care e mai puțin eficient, având în vedere că era împotriva unei tulpini specifică perioadei când a fost produs vaccinul. Și, domnule ministru, mai am o întrebare referitor la cele 10 milioane de doze care au expirat. Acestea au fost sau urmează să fie distruse și la cât s-ar ridica costurile? Am declarat și acest lucru. Nu sunt niște costuri extrem de mari, sunt câteva sute de mii de euro pentru întreaga cantitate. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru intervenția dumneavoastră în jurnal.